Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Gurgenii sunt așteptați la une duminică. S-a amânat spectacolul Caramitru Măleele câte în lună și în stele. Pandurii Mioveni, un duel al suferinței. Un șofer de 32 de ani a fost oprit de polițiștii gorjeni cu mai multe focuri de armă. Acesta nu a respectat semnalele de oprire ale polițiștilor, moment în care a accelerat și a început o urmărire ca în filme. Oamenii legii l-au urmărit pe bărbat aproximativ 7 km, dar acesta tot nu a vrut să oprească. S-au tras 5 focuri de armă până când roata mașinii în care se afla șoferul teribilist a fost spartă. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,71 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În noaptea de 24 spre 25 septembrie anul curent, polițiști din cadrul serviciului rutier, în timp ce își desfășurau activitatea pe raza municipiului Târgu Jiu, respectiv drumul național 67, calea București, au efectuat semnal de oprire unei autoturism ce se deplasa dinspre municipiul Târgu Jiu către Râmnicu Vâlcea, acesta neoprind la semnal, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia. După aproximativ 7 km de urmărire, polițiștii au executat un foc de avertisment în plan vertical și, întrucât autoturismul și-a continuat deplasarea, s-au executat 4 focuri asupra acestuia, 3 dintre ele lovind caroseria din spate și unul a lovit anvelopa stânga față, autovehiculul oprindu-se. La nivelul Inspectoratului de Poliție Județeanu Gorj s-a constituit echipa operativă care a efectuat cercetarea la fața locului, iar cu ocazia verificărilor efectuate a fost identificat conducătorul autovehiculului, bărbat de 32 de ani din comuna Scoarța. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,71 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauza s-a întocmit dosar penal, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. Spectacolul extraordinar Caramitru Măleele câte în lună și în stele și vernisajul expoziției aniversare Horațiu Măleele, organizate de Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, se amână din motive obiective pentru o dată ce va fi comunicată ulterior. Spectatorii care și-au achiziționat biletele pentru evenimentele amintite mai sus pot să le păstreze. Acestea rămân valabile. Cei care doresc returnarea contravalorii biletului, respectiv biletelor, sunt așteptați în zilele de luni 28 septembrie și marți 29 septembrie, între orele 10 și 18, la Agenția Teatrului. Pentru cei care au achiziționat bilete online, procedura de recuperare a contravalorii biletului, respectiv biletelor, este aceeași. Spectacolul trebuia să aibă loc astăzi la ora 19 în parcul Coloanei Infinitului. Polițiștii gorjeni au aplicat în ultimele 24 de ore 71 de amenzi celor care nu au respectat prevederile impuse pe perioada stării de alertă. Valoarea sancțiunilor este de peste 5.000 de lei. Polițiștii au verificat peste 630 de persoane, 115 societăți comerciale, precum și 94 de mijloace de transport în comun sau mijloace de transport de agrement. În ultimele 24 de ore, sub coordonarea instituției prefectului, au fost desfășurate 10 acțiuni de verificare cu efective mărite în sistem integrat, împreună cu celelalte instituții implicate în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19. În cadrul acțiunilor au beneficiat de activitățile informativ-preventive și au fost verificate peste 630 de persoane, 115 societăți comerciale, precum și 94 mijloace de transport în comun. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 71 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 5.600 de lei. Forțele de ordine vor desfășura permanent în această perioadă activități de verificare cu privire la respectarea prevederilor impuse pe perioada stării de alertă. Gorjenii sunt așteptați la urne duminică. Sunt pregătite 331 de secții de votare, majoritatea în unități de învățământ, și 662 de președinți și locțiitori în secțiile de votare. De 4 ori a fost nevoie de înlocuirea unora dintre cei care au fost desemnați președinți sau locțiitori și ulterior au renunțat. În Gorj sunt peste 300.000 de cetățeni cu drept de vot. Pentru alegerile locale de duminică au fost tipărite peste 1,3 milioane de buletine de vot. Vor avea loc alegeri pentru consiliile locale, Consiliul Județean, primar și desemnarea președintelui Consiliului Județean Gorj. Distribuirea buletinelor de vot și a rechizitelor necesare pentru alegeri va începe mâine, încă de la primele ore ale dimineții. Primari și reprezentanții din cele 70 de administrații locale vor veni pe rând și vor prelua sacii gata pregătiți.
Buletinele de vot se preiau pe bază de proces verbal și se păstrează în încăperi special încuiate și sigilate. Distribuirea și predarea buletinelor de vot se fac în pachete sigilate. În ziua alegerilor, la ora 6 dimineața, președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, verifică urnele, cabinele, existența listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor necesare votării, după care închide și sigilează urnele prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare. Pentru alegerile locale de duminică au fost tipărite peste 1.300.000 de buletine de vot. Buletinele de vot vor fi ridicate mâine, s-a stabilit deja un grafic, vor veni în principiu, în primă fază, orașele, iar mai apoi comunele. După cum vedeți, deja buletinele au fost aranjate pe fiecare comună, astfel încât mâine să ne fie simplu să le împărțim. E un număr mare de buletine, avem peste 1.300.000 de buletine. După cum știți, procedura spune în felul următor, noi de aici, de cei de la prefectură, le dăm primarilor și președinților de circumscripții, vor merge buletinele la circumscripții, iar de acolo președinții le împart președinților secțiilor de votare, vor ajunge în secțiile de votare până cel târziu ora 16, iar între 16 și 20 aceste buletine și toate materialele sunt verificate pentru a fi puse sub pază. Și tot între 16 și 20 se primesc cererile pentru urna mobilă. În Gorj au fost înființate 331 de secții de votare. Peste 300.000 de gorjeni au drept de vot. Materialele de protecție împotriva coronavirusului au început să fie distribuite în secțiile de vot. Virgil Drăgușin, subprefectul județului Gorj, a declarat că secțiile de vot se pregătesc și toate măsurile care previn răspândirea virusului SARS-CoV-2 au fost luate. La nivelul județului Gorj s-au primit 72.000 de măști de protecție, dar și peste 31.000 de mănuși de protecție care vor fi folosite de membrii din fiecare secție de votare. La nivelul județului Gorj au fost primit un număr de 72.000 de măști, o cantitate de 3.600 de litri dezinfectați pentru suprafețe și o cantitate de circa 1.000 de litri dezinfectați pentru mâini. De asemenea, mâine vor fi distribuite, pentru că astăzi se află pe drum, mănușile către birourile electoral de secții de vot. E vorba de un număr de 31.500 perechi de mănuși la nivelul județului Gorj, ceea ce înseamnă că revine o medie de 95 de perechi de mănuși pe fiecare secție de vot. Mănușile vor fi utilizate de personalul, de membrii biroului secțiilor de votare, informatician și personalul de pază de la fiecare secție de vot. Acesta a mai adăugat că sălile de vot vor fi pregătite și puse la punct pe 26 septembrie, seara, cu o zi înainte de desfășurarea alegerilor locale. Pentru fiecare secție de vot vor fi distribuite măști, mănuși și dezinfectant. Buletinele de vot vor fi distribuite de o sâmbătă pe 26 septembrie. Suntem în plin proces de organizare a alegerilor pentru autoritățile publice locale din 27 septembrie. Astăzi am început cu distribuirea materialului de protecție sanitară, având în vedere faptul că ne aflăm în plină criză sanitară. Pentru fiecare secție de vot și vor fi distribuite mănuși, măști, dezinfectați pentru suprafețe și dezinfectați pentru mâini. Am luat decizia ca aceste materiale să fie date unităților administrativ-teritoriale, ca la rândul lor, în funcție de numărul de secții de vot și de numărul de alegători din fiecare secție, să facă distribuția către acestea. Buletinele de vot vor fi distribuite după un program stabilit, în data de 26, deci cu o zi înainte de procesul electoral. Ne vom lua toate măsurile astfel încât acestea să ajungă în tip optim la circumscripții, astfel încât la ora 18, în fiecare secție de vot, la președinții secțiilor de vot, aceste materiale să fie ajunse. În Gorj sunt peste 300.000 de cetățeni cu drept de vot. Pentru alegerile locale de duminică au fost tipărite peste 1,3 milioane de buletine de vot. Danielie Morega, președintele Institutului de Analize și Investigații Publice și Politice Gorj, critică dur venirea Ralucăi Turcan, dar și a lui Florin Câțu în Gorj. Acesta consideră că ar fi trebuit să verifice situația fiecarei localități în parte, nu să vină și să facă promisiuni deșarte în plină campanie electorală.
Morega spune că trebuia să se verifice pe larg situația complexului energetic Oltenia și Câțu, dar și Turcan să poarte discuții cu minerii și energeticienii pentru a vedea cum stă situația de fapt. Acesta consideră că venirea lor în Gorj este doar o campanie mincinoasă. Dacă era om corect și el și madame Filfizoana Raluca Turcan, pe care o cunosc cred că de peste 20 și ceva de ani, când era la Partidul Liberal-Liberal, după aceea a rupt Partidul Liberal și s-a făcut Partidul Democrat-Liberal și după aceea s-a unit cu Băsescu, care era PD, și în loc de PD a băgat și liberalismul ca să mai fure de la liberal. Ei trebuia să meargă în zonele, în localitățile, în comunele, în orașele cu minerit și energie. Și să discute acolo cu primari, și să discute acolo cu oamenii, cu oamenii de rând, cu specialiștii din minerit și energie. Nici de cum să meargă pe la televiziuni și pe la radio. Vai de mama lor! Un guvern PDL care a îmbrăcat haina PNL-ului și care pe mine, ca un om patriot și naționalist, m-a făcut ca în 2011 fuziunea PNL-ului cu acești să demisionez din toate funcțiile de partid la liberal. Venirea lui Câțu, care este ministrul finanțelor, cât și al lui Raluca Turcan, este o campanie care nu are obiect. Obiectul lor a fost minciunile, pentru că de fapt ei nu sunt peneliști. Partidul Național Liberal nu mai există la ora actuală decât în procent de maxim 10%, restul sunt pedeliști. Morega se aștepta ca vicepremierul României, dar și ministrul finanțelor să meargă la bazinul Motru pentru a face verificările necesare, deoarece acolo erau foarte multe mine. De asemenea, Morega a precizat că va urmări și desfășurarea campaniei la Motru a fiecărui candidat. Mă așteptam să meargă în bazinul Motru, unde au fost mult mai multe mine și erau aproape 20.000 de salariați în zonă. Mă așteptam să meargă că la ora actuală din 5 cariere și din vreo 2 sau 3 subterane nu mai sunt decât 2 cariere, iar ei vor să le închidă aceste cariere, să stea de vorbă cu primarul lor, dacă puteau să-l ajute pe acești țepar și acest hoțoman care încearcă și acum să fure voturile și să facă, cum a făcut în mandatul trecut, fel de fel de escrocherii învățat de Manțoc și de alții, adică, între altele, să aducă oameni votanți din Mehedinți și să-i facă flotanți și să-l voteze pe el. Și alte hoții care eu cu o echipă de la anumite instituții de forță vom urmări de aproape cum se desfășoară la Motru campania electorală, nu numai pe Jianu, pe toți. Danilie Morega consideră că actuala situație a complexului energetic Oltenia nu este deloc una bună, tocmai din cauza furturilor care au avut loc de-a lungul timpului. Acesta vorbește despre un grup infracțional care a fost la guvernare și care a dus spre prăbușire compania. Deci complexul energetic Oltenia n-ar fi ajuns la ora actuală în asemenea hal dacă el nu era furat de toți hoții și în principal hoții de la PDL. Și aici mă refer la Berceanu, fostul ministru care a distrus acest complex energetic, fiind în același timp în tandem cu hoții hoților din Gorj, care am documente și am scris și în cărțile mele, două cărți, trei, despre grupul infracțional constituit prin Manțoc, prin Condescu, prin Greblă și alții de conjunctură care au fost la guvernare, care de fapt și-au adus prestații cunoscuți, în care sumele lor erau uriașe pe prestările care le făceau, sau utilajele lor, cum au fost ale lui Sarcină, ale acestui escroc care a ajuns mare om de afaceri, având în spate politicieni, dintr-un amărât de ospătar pe care l-am avut eu când am fost președintele județului la cooperație și era la complexul alimentație publică și turism de la Jadeșu. Morega crede că vor fi circa 3.000 de pensionari din cadrul companiei, dar și circa 5.000 de concedieri din minerit. Acesta a mai precizat că restructurarea nu va însemna altceva decât că vor mai rămâne două grupuri energetice pe cărbune la Rovinari, un grup sau două la Turceni și câte unul pe gaz. Curtea Constituțională a respins contestația guvernului în cazul creșterii etapizate a alocațiilor. Practic, alocațiile copiilor ar trebui dublate din acest an, nu doar crescute cu 20%. Chiar și așa, premierul Ludovic Orban a afirmat că alocațiile copiilor vor fi dublate tot în 5 etape. Partidul Național Liberal va dubla alocațiile, dar va dubla alocațiile așa cum am hotărât în 5 etape până la ultima creștere a alocațiilor, care va fi la data de 1 iulie 2022. Din punctul nostru de vedere, creșterea alocațiilor este o prioritate, dar această creștere a alocațiilor trebuie făcută ținând cont de realitatea economică, de resursele aflate la dispoziția bugetului, astfel încât să nu fie o creștere mincinoasă care să nu poată
poată să fie suportată ulterior și să nu genereze consecințe economice defavorabile, a declarat Orban în cadrul unei conferințe de presă. Prim-ministrul a mai adăugat că o dublare a locațiilor în acest moment ar presupune un efort bugetar de aproximativ 7 miliarde de lei pe an. Alocațiile trebuiau să fie dublate de la 150 de lei la 300 de lei, respectiv de la 300 la 600 de lei pentru copiii cu dizabilități, începând cu 1 martie. Complexul energetic Oltenia vinde material lemnos. Acesta provine în principal din activitățile de demolare a construcțiilor care se află în incinta perimetrelor miniere. În vederea deschiderii de noi fronturi de lucru, este necesar să fie pregătit terenul. Astfel sunt demolate construcții sau executate de frișeri sau tăieri în domeniul silvic. Licitația pentru vânzarea materialului lemnos provenit din demolări va avea loc în prima jumătate a lunii viitoare. Compania a vândut în trecut și deșeuri metalice, dar și alte materiale rezultate în urma procesului de producție. În comuna Bălănești, în această perioadă, se lucrează intens. Este vorba de reabilitarea unei porțiuni de drum de aproximativ 3 km. Locuitorii comunei vor fi principalii beneficiari ai acestei investiții. Realizarea obiectivului a fost posibilă datorită Consiliului Județean Gor, spune primarul Ovidiu Pungan. Totodată, Compania Națională de Investiții finanțează construcția unei noi săli de sport. În perioada următoare și în următorii ani de zile, tot sectorul de drum să fie reabilitat și modernizat. De asemenea, ca și obiectiv de pe bugetul local, lucrare făcută prin Compania Națională de Investiții este sala de sport, care până la sfârșitul săptămânii viitoare se vor lua toate avizele, iar documentația, faza de proiectare este finalizată, urmând ca documentația să fie trimisă la Compania Națională de Investiții pentru a se da ordinul de începere pentru sala de sport de 102 locuri, capacitatea ei, care va fi făcută în curtea școlii principale, școala generală din centrul comunei Ion Popescu Voitești. Bugetul alocat pentru acest proiect este de aproximativ 3 milioane de euro. Comuna Scoarța se arată ca un șantier, spune primarul Ion Stamatoiu. Și asta pentru că la nivelul localității se efectuează ample lucrări de modernizare a drumurilor. Până în acest moment s-au efectuat și se efectuează lucrări în mai multe puncte de lucru, iar autoritățile dau asigurări că până la venirea timpului rece va fi turnat primul strat de asfalt. Totodată se lucrează la podețele și rigolele cetățenilor. Drumurile au fost predate anul trecut în august, în 28 august. Constructorul acum a putut să vină și la noi în comună, fiindcă au lucrări toată țara. Avem promisiuni că până vremea se va răci, dacă nu se va putea și stratul 2, sigur stratul 1 va fi pe cele 7 sate la care le avem în lucru. Concomitent se lucrează, acolo unde s-a turnat deja, fiindcă au fost turnate 3 sate cu bitum, se lucrează la rigole și podețe la fiecare gospodărie a cetățenilor, fiindcă este normal, demolând, să și facem la loc. Oamenii sunt foarte, foarte mulțumiți când văd ce frumos arată aceste sate care au acum și rigole betonate, au și podețe. Vești bune și pentru copiii din comună. Aceștia nu vor mai fi nevoiți să meargă la toaleta din fundul curții. Autoritățile locale au obținut fonduri pentru a construi o toaletă modernă, dar și pentru reabilitarea clădirii în care învață cei mici. Dacă treceți prin Scoarța, de drag puteți întoarce capul pe partea dreaptă cum mergeți spre Vâlcea, să vedeți cum arată o școală. Cred că niciodată n-a fost făcută așa, nici când de la mama e făcută acum 50-60 de ani, nu arată ca acum. Se lucrează în sensul, este pregătită, se lucrează la toaletă intens. Curtea școlii aveam o veche poveste, toaleta din fundul curții. Uitați, în acest moment și această toaletă în fundul curții arată ca școala, boboc făcută, în sensul gresie, faianță, curentă, anvelopare, geamuri termopan, uși termopan. Deci uitați că se poate. Nu s-a putut de-a lungul timpului, mandatele trecute. Uitați că în aceste momente, cu eforturi, am realizat și acest lucru cu această toaletă să rămână făcută, deoarece noi intenționăm ca în primăvara anului viitor, în curtea școlii de la Scoarța, să construim un nou teren sintetic, model Budieni, unde tinerii să vină duminica, să-și desfășoare activitate sportivă și este normal să aibă și o toaletă funcțională. Investițiile nu se opresc aici. În atenția primarului Ion Stamatoiu a intrat și căminul cultural din localitate. Sperăm ca de săptămâna viitoare căminul cultural să fie un adevărat șantier și va arăta așa cum este pus pe panoplia aceea din fața căminului cultural. Am fost certat de cetățeni pe bună dreptate, dar nu din vina noastră. Mi-aș fi dorit de acum 3 ani să l-am pregătit și dat cetățenilor pentru folosință. E, uitați că acum, cu drag, mă uiți că e organizare de șantier. Cu drag voi privi în timp când acest cămin va fi reabilitat. Și acolo cetățenii comuna Scoarța, care le plac activitatea și întâlniri cu cetățenii, vor avea unde să vină. Sigur, noi continuăm. Să știți, lucrări avem diverse din buget local. Ceea ce vă vorbeam acum erau pe CNI, pe PRDL 2. Vom continua.
continua șantierele, în speță, reabilitare fântâni, fiindcă am început acest lucru. Lucrăm la domeniul public. Mare lucru. Am reușit acum să ne îndreptăm privirea către domeniul public. Avem ulițe, avem fântâni care nu sunt domeniul public. Acum lucrăm la aceste obiective și în curând o să vedeți mai multe fântâni reabilitate. Fiindcă mi-e drag cine să văd să oprească un cetățean să bea o cană de apă. Suprafața comunei Scoarța este de 88,68 km2, având o structură administrativ-teritorială alcătuită din 11 sate, inclusiv satul de reședință și o populație de 5.046 de locuitori. La o școală din Craiova, cursurile se desfășoară în aer liber. Este vorba despre școala gimnazială Mihai Viteazul, unde elevii ies o oră pe zi și fac lecții în curtea unității. Ideea a aparținut cadrelor didactice care au dorit astfel să dea o pauză de mască elevilor. În fiecare zi în curtea școlii se pot vedea și câte 5 clase care își desfășoară activitatea în paralel. S-a ajuns astfel ca în aer liber să se desfășoare câte 15 sau 17 lecții într-o singură zi. Profesorii sunt de părere că astfel de ore sunt exact ceea ce le trebuie elevilor, atât pentru a se relaxa un pic în ceea ce privește purtarea măștii, care se respectă cu sfințenie în interior, cât și pentru a încerca să-i facă să accepte mai ușor și cu mai multă plăcere revenirea la o școală care nu mai este așa cum o știau ei. Copiii sunt încântați de ideea orelor în curtea școlii, așa că au solicitat pentru a-și amenaja clasele în aer liber scaune vechi pe care ei le-au vopsit. Orele în aer liber se desfășoară în intervalul orar 10-17, cât vremea este frumoasă. Lucrările de reabilitare și modernizare a fostei policlinici cu plată din municipiul Râmnicu-Vâlcea sunt aproape de final. Pentru această investiție, la propunerea lui Constantin Rădulescu, Consiliul Județean Vâlcea a alocat aproximativ 1,7 milioane de lei din bugetul propriu al județului. Clădirea policlinicii cu plată era într-un stadiu avansat de degradare. S-au realizat lucrări de recompartimentare și modernizare a spațiilor aferente clădirii, instalații sanitare, termice și electrice, iar în prezent se lucrează la ultimele finisaje interioare și exterioare. La finalul lucrărilor, clădirea va găzdui centrul de transfuzii sanguine Vâlcea. S-au făcut lucrări importante atât la fațada clădirii, dar mai ales la interior, unde, după cum vedeți dumneavoastră, avem finisaje de ultimă generație și avem tot ceea ce înseamnă dotări pentru ca activitatea de aici să se desfășoare în cele mai bune condiții de siguranță, în primul rând, dar și pentru cei care lucrează aici și pentru cei care vin să doneze sânge. Este o reușită, le mulțumesc constructorilor, mulțumesc colegilor mei de la Consiliul Județean, le mulțumesc vâlcenilor că au avut încredere și iată, finalizăm și această construcție cu spații aduse la un grad de modernitate deosebit și pentru mine este o mare, mare, mare bucurie. Vom continua proiectele pentru sănătatea din județul Vâlcea, proiecte importante, proiecte cu bani europeni, dar și cu surse proprii, așa cum este acest proiect în care am investit undeva la 1.700.000 de lei, adică 17 miliarde de lei vechi bani pentru noul centru de transfuzii sanguine Vâlcea, de aici, de la fosta clădire a policlinicii cu plată Vâlcea. În prezent, centrul de transfuzii sanguine din Vâlcea are sediul în două clădiri vechi din spitalul numărul 2 din Râmnicu-Vâlcea. Zeci de piloți vor participa la sfârșitul acestei săptămâni la Campionatul Național de Drift de la Rânca. Este o etapă spectaculoasă a competiției și una dintre cele mai grele. Spectatorii sunt așteptați pe Transalpină în condițiile în care respectă măsurile de protecție și de distanțare valabile în perioada pandemiei de coronavirus. Traseul pe care vor alerga piloții la volanul bolizilor este cuprins între Rânca și Obârșa Lotrului, între kilometrii 38+500 și 41+500. La Rânca va avea loc cea de-a patra etapă a Campionatului Național de Drift. În perioada concursului 26 și 27 septembrie, traficul rutier va fi închis la Rânca între orele 8:13 și 15:20. Pandurii Târgu Jiu a rămas fără victorie în actualul sezon din Liga Secundă, iar în această etapă întâlnește o altă echipă în suferință. CSM Mioveni vine pe Municipal fără gol marcat în primele 4 runde, dar cu 3 puncte acumulate.
La Pandurii problemele au rămas aceleași. Antrenorul Călin Cojucaru lucrează mai mult pe partea administrativă pentru a avea tot lotul complet. Tehnicianul timișorean recunoaște că trupa gorjeană are nevoie de victorii după trei runde în care echipa nu a cunoscut gustul succesului. Totuși, principalul Pandurilor a admis că rezultatele au fost în plan secund în debutul campionatului. Trebuie să muncim și să dăm totul pe teren, să scoatem puncte fiindcă avem nevoie, meciurile trec. Și chiar dacă întâlnim echipe puternice în primele 6 etape, avem nevoie să scoatem puncte și cu ele, fiindcă am avut, nu ca o scuză, că nu-mi plac scuzele, am avut, cred că, cel mai greu program. Suporterii trebuie să înțeleagă că înainte să vin eu, n-a câștigat echipa asta de 14 meciuri. Când am venit, am promovat cei mai mulți tineri și nu mai vreau să spun aici că m-am ocupat și de alte aspecte, fiindcă dacă nu mă ocupam, bineînțeles, împreună cu conducerea, poate nu mai aveau ce să susțină. Cojocaru spune că postul său nu este în pericol și nu va fi demis în cazul unui rezultat negativ. Bineînțeles că nimeni nu e fericit să piardă deloc, mai ales la scorul la care am pierdut noi. Nu am avut discuție de genul ăsta, fiindcă am avut, să zic așa, împreună cu dumnealor, timpul ocupat cu alte probleme care, la fel de importante ca și rezultatele, ce țin de existența acestui club. Și atunci, să zic așa, rezultatele au trecut în plan secund, lucru care doare, bineînțeles, în primul rând suporterii, dar și pe noi, fiindcă practic noi muncim pentru rezultate. Partida de la Târgu Jiu se joacă sâmbătă de la ora 11 și nu va fi televizată. Comisia de disciplină și etică a FRF nu a dat încă o soluție în cazul Metaloglobus București Pandurii Târgu Jiu. Meciul era programat în prima etapă a Ligii Secunde pe 29 august. Trupa gorjeană nu s-a mai deplasat în capitală după ce mai mulți jucători au fost suspecți de COVID-19. FRF a acordat un nou termen, cazul urmând să fie reanalizat la data de 30 septembrie. Conducerea Pandurilor insistă că a procedat corect și dorește reprogramarea partidei. În schimb, reprezentanții gazelor cer victoria cu 3-0 la masa verde. Pandurii este pe ultimul loc în Liga 2 în acest moment, înregistrând 3 înfrângeri în cele 3 etape disputate până acum. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un weekend excelent!